Ionuț Badea lucrează intens la lista de achiziții pentru Liga 1. Pentru ca debutul pe prima scenă fotbalistică a țării să fie unul de bun augur, Badea așteaptă și în perioada următoare jucători la formație. Bineînțeles, e stabilită, dar mai sunt câteva situații pe care nu le avem 100% și urmează ca în zilele viitoare să reușim să stabilim aceste coordonate. De la FC Argeș vor fi, bineînțeles, și plecări. Am discutat deja cu Vlad Motroc, era important să joace, aici nu prinsese prea multe minute. Deci el e unul dintre cei care o să încerce să dezvolte mai bine în altă parte, la fel și Denis Brânzan. Rașoveanu, la fel, împrumut o să-l dăm. Cam astea sunt lucrurile, încercăm să facem același lucru și cu Dorinel, cu Oancea, care are calitate, dar îi trebuie neapărat jocul. Sunt câțiva jucători care sunt deja aici de 2-3 ani și n-au reușit să joace prea mult, deci pentru aceștia chiar era important ca ei să prindă minute poate la alte echipe.